Legea încurajează copiii să urmeze învățământul preșcolar prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Acest stimulent se va acorda dacă părinții fac dovada că micuții au frecventat cursurile de grădiniță. Condiția de venit este ca venitul pe membru de familie să nu depășească suma de 284 de lei. Se acordă un tichet în valoare, în sumă fixă, de 50 de lei pentru fiecare copil din aceste familii defavorizate care frecventează cursurile unei grădinițe. Dar ceea ce este cel mai important lucru este faptul că se acordă pentru acei copii care au frecvență. Până în prezent, nicio familie nu a solicitat acest tichet, însă reprezentanții Direcției de Protecție Socială așteaptă ca aceste solicitări să apară, întrucât școala a început doar de o săptămână.